Vlad, ce facem acum? Gândim, greu lucru. Pare că și dacă mergi cu mașina există peripeții, doar că mergi cu trenul și cobori aiurea. Oh, da. Cam asta ni s-o demonstrat astăzi. Acum, în momentul acesta, stai că trebuia să-mi torc inversa. Așa. Invers. Shut up. Da. Tu doar alege copacul. Hey, not today. Die, potato. Not today. Astăzi trebuie să vizităm Târnova, că despre asta este vorba. Mamă, cât atancu în față. Bre, înțeleg că ești mare, dar frate, nu ți-ai luat drumul. A, a făcut dreapta. Făcut dreapta. Mamă, la astea mare există bun simț, bravo. Să vedem, deci, noi mergem la Târnova. Descoperim Târnova. Dacă primul episod a fost Finding Macea, acum este Finding Târnova. Oh, iar nu, nu cred. Oh, nu. Iar trup din asta. Păi de-aia veneau doar alea mari de aici. Drumul lucru. Omule, ăla era bun, dar focusați-vă pe ăsta care e picaj. Uitați drumul. Oh, Doamne. Mamă, săracul din spatele meu cu mașina albă. Vezi cum nu mai fie. Nu o să mai fie, o să aibă nevoie de... Ăsta cu albul din spate, când o să spele mașina, efectiv, o să șadă. Ăsta e un strat de sărăcie, ăsta e al doilea strat de sărăcie, deci... Ăsta deja e rap, știi? Oi, da, capul meu, dar... Vere, și cu numere de ara, ca și noi. Vere, lasă-ți un negru mat de praf, e ok? Semnalizează stânga, fii atent că e... Vrea să întoarcă? Nu știu. Oh, da, asta. Stai că a venit. Tum, tum, tum. Another one drives the duster. Oh, te rog, te rog, te rog, te rog, te implor, te implor. Deci da, am revenit pe un drum de genul. Da, un lucru ca și țara noastră. Noastră, nu e lucru. Da, unde se duc? Da, că nimeni nu lucrează. Dar unde se duc banii contribuabililor, bre? A few moments later. Ai, yo, 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 yo. Ai început să vorbești și pe grai. Da. Vezi, mă. Ăsta autovehicul cu tropa. Ai, ai, ai. Băi, ce drăguț. Un cal putere, dar ajunge unde trebuie. Uite și auto utilitară. Păi, ăsta e ca acasă, nu are nici pe naiba. Unde ești Irina? Nu, unde ești Nicole Sherry? Pis acum, ai? Drumul, pis-i drumul. Parcă mă trag eu drumul ăsta, să mor eu. E vina ta să-i vina drumului. Deci așa manifestare de suflet n-am avut. Asta, păi nu e, aia e. Ce, ce-i cu drumul ăsta? Ce drum e? Cu ieci, aia e buba. Mamă, cum o să ne clănțene dinții. După asta. Vezi groapa! Am luat-o! De ce ai luat-o? Cineva trebuia să o facă. Doamne, ce bine că nu ne-am schimbat. Bă, uite, ceva a generat o conversație cu o femeie care e supărată pe tine și tu nu știi de ce. Așa e. Groapă, 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 groapă. Uite terenul minat. Google-ule, unde dracu mai băga Google-ule? Oh, Google, ai crezut că-s 4x4, să mă iertă Dumnezeu? Ce de... Băi, efectiv, mă simt
ca într-o peșină de Solența pe autostradă cu BMW-uri. Ce dracu? Bă, dar tu oh. Un pic mai normal mai e mult așa? Da, ei. Bă, adevărul e că smoala e scumpă, să mor eu. Jesus. Uite un indicator. A, dar știu de ce avem drum din ăsta. Doamna primăriță, să vă trăiască curul, să vă fie cald curul în BMW, să mor eu în X6 probabil. Era ceva, ceva oh. Cramă. A, cramă oh. Dreaptă. Avem drum? Nu, eu ziceam, că m-am speriat. Te implor, sper ca cineva înalt din, din președinția acestui... președinție, mult zis, așa. Consiliul județean. Așa. Deci, dacă îl văd cu BMW, să mor... Tu îți dai seama că ăla e drept, ăla ne... A, ce? Ce? Doar săracii se plâng de drum din ăsta, că ăla pe nori plutește cu X6-le. Deci n-are, are perne de aer bășite de la Hristos. Deci, Doamne! 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 Mai degrabă mă duc pe șanse, mult mai lin, adică să mă... inerție, gravitație, mai lin decât drept pe drum din ăsta, să... stai că fac cu Hristo, am zis. Cu ce? Fac cu pipota. Fac cu pipota pe drum din ăsta, să-mi bag piciorul. Deci da, dacă ar fi, adică există ruta aceea directă. Avem drum! Se poate! Se poate și Dumnezeu a făcut vin din apă. Mamă, mi-a fost dor de a treia să-mi bag piciorul. Bă, da, deja nu mai pare normal, simt nevoia de vibrato în cur. Asta se taie la montaj. Sau vedem. Am revenit pe drum. Lin. It's false. No way. Not this time. We created it. Not this time. No. Not this time. It's totally made up. Pure fiction. It's fiction. It's fiction. Ne-am bucurat cam prea mult. Da, nu, ce deci asta? Întrebare e să nu să, dacă a fi, a nu fi. Bogdan, ce facem? Nu știu, cu Dumnezeu stai, înainte. Stop, stai, dă-napoi, că scria stop. Ei, să rup, da. Bă, asta putea să fie închis. E drum bun, lasă. Ia, stai să vedem. Stai, mă duc să citesc ce scrie. Dar stai, că dau cu în spate, deci... Okay. Stai, nu, îl luăm pe ăsta din spate, care a făcut dreapta și nu ne mai ajută. Bun. Înseamnă că e o colitoare, ceva rută pana mea. Bă, și știe, bă, dar nu vede Google Maps, mi-e aici, îmi zice. Bine, la prin ce drum l-am băgat. Trebuia să citești știrile, poate. Aha, așa, bun, dă-te jos. Stai, unul de arat. Da, știu. Stai că mă duc să văd. Scrie stop, mă, aici. Stop, închis temporar. Stop, închis temporar. Schimbăm ruta și vedem cum ne duce domnul Google Maps. Știi cum e? Perioada aia lunii ne nenorocește pe toți, frate, să mor. Primărița din X6. Stai să-i explic. Aici nu e primăria de vină. Deci ca să facem un pic de teorie și pentru cei care o să vadă, având în vedere că multă lume nu știe diferențele, chestia asta se ocupă Consiliul Județean. Tot ce ține de primării. Deci trebuie să înjur mai mult, am înțeles. Exact, noi suntem obișnuiți să dăm vina pe primărie când e vorba inclusiv de drumuri. Păi da, pentru că pentru mentalul mic ai practic căpetenia hordului, păi, știi? Ok, da, dar în același timp puteți să înjurați pentru drumurile din municipiul Arad, pe cei din primărie Arad. Așa, eu nu zic să nu înjurați pe ei.
Da, avem, avem deja mult prea mulți problema, pinți. Problema, trebuie toți enumerați, adică... Problema e să jurăm oamenii corecți. Mai și inventăm niște sfinți, nu, nu-i problemă. Așa. Consiliul Județean se ocupă de tot ce înseamnă drumurile din județ, sau cel puțin dintre, dintre localități, chestii de gen. Primăriile din județ, inclusiv, primesc bani de la Consiliul Județean, distribuiți la fiecare venire de buget, tocmai ca să fie pentru drumuri, pentru diverse. Și de multe ori bugetul ăsta nu există, sau există și e prea mic. Și primările trebuie să bage bani de la ei, ceea ce nu se întâmplă, pentru că n-au de unde să scoată. Deci, basically, mulțumim Consiliul Județean pentru asta. Și... exact. Cam aia, deci... cap acolo. Deci, da, asta a fost o mică lecție de administrație, pentru că trebuie să înjurăm oamenii corecți, dacă tot vrem să-i înjurăm. Avem cum să-i înjurăm. Și a venit salvarea noastră, și anume indicatorul pe care scrie. Și a venit Dumitru. Lasă-l pe Dumitru. Să sperăm că... și-a murit în grob. Păi cam așa acela. Dumitru din Târnova nu moare, în baie moare în grob. Nu, dar Dezolul din Arad cam moare pe drumul de genul. O, da. One eternity later. Am intrat în Târnova. Târnova noi. Un sătuc, să zicem, cum se pot bine în comună. Normală. Adică, just ok, what? Bine, prima atracție, logic. Așa. Acestei comune, care tot e un termen comun, deci... Așa. E un termen de supraviețuire comun al comunei. Deci și termen comun-comunal. Bine ați venit la Radio Critic Arad. La ce Radio Critic Arad? Nu, Radio, da. La Radio Critic Arad. Da. Oh, God. Criticăm cultura, da. Teoretic ar trebui să-i să criticăm in cultura, da. Dar trecem peste. Păi, nu, că am criticat-o, că am trecut pe niște vârfuri de... de gunoi, deci că eram în filmul Dune, știi? De aici așa a luat inspirația regizorul. Aha. Da. Kind of peaceful, liniștit. Normal, chill. Da. Bine, acum dacă vrem vorba Târnovei, am ratat barul, știi? Deci... ok, what is that? E o clădire mai târnată aici. Înseamnă, adică cu o hală, poate o firmă, dar de ce ar vrea o firmă să-și facă? A, loc liniștit, toate chestiile de lângă. Depinde cunosc, dacă au spații, mai știi? Da. Tocmai cred că e noțiunea de, de cazare și de locuință aici scump, ieftin? Eu cred că ieftin, uite. U, primăria! Exact. Vai cât de frumoasă e primăria. Arată bine. Arată... Vreau doar să umplu de postere cu drumul care m-a adus până aici, știi? Deci... să vin cu Dalda, să fac așa o... Da Vinci, știi? O din aia de gropin... De aici nu trebuia să fie un... Un ce? Un peco, ceva. Nu știu, aflăm. Caută pe ăsta. Trece pe dreapta. Oricum, numai bine, am făcut un mic turneu. Așa, avem căsuțe, chestii, trestii. Mhm. Ah, până la urmă, care... care ideea cu satele comunale? Vorbim la nivel de tradiție, de obiceiuri și de noțiuni istorice, că până la urmă cu asta ne, ne batem în piept. Care în același timp poate să fie un mental destul de învechit, pentru că, mamă, totul mi-a picat de la gropile alea astea. Lipit cu... da. Pentru că, până la urmă, focusul este ce am fost, nu ce vom fi, știi? Ce am fost, suntem, dar nu știm ce vom fi. Da, ți se pare că e ok și normal să se gândească încă așa? Sau e absolut normal într-o societate românească? Nu știu, te programează-mă la podcast. Emotional damage! Ma, până la urmă, e vorba de mental. Oamenii născuți și care trăiesc în orașe mari au gândirea evoluției. Asta e clară. Și gândirea confortului. Așa, gândirea confortului. Hai o chestie. Gândirea, ce nu trebuie să, da, țină de el. Pentru că a trăi la nivel de oraș reprezintă
un foarte mare control asupra sinelui, pentru că până la urmă you live in a herd, știi? Și trebuie să înveți cum să trăiești cu alții. Și astfel, focusul mentalului este mult mai pe evoluție de confort, decât mai multă distanță între noi, pe când mie personal îmi place de mor ideea de țară, faptul că ne ajutăm între noi, faptul că ne cunoaștem. Da. Bine, acum un pic radio și anțuna. Cine a făcut ce cu cine? Oricum, da, dar în același timp e ideea de comunitate. Da, și nu e că currency-ul nu este banul. Currency-ul este țuica, vorba, ajutorul, cam aia, știi? Deci, momentul în care este un vecin pe care nu l-a ajuns la țară și da, și nu l-a ajuns și are nevoie de tine și de ajutor, este echivalentul a unui cămătar care nu-i datorezi banii, la nivelul de ură o să fie, știi? La noi, la oraș, mă refer. Ceea ce e foarte umanistic, așa ca să zic. Bine, palatele, desigur. Ieftin și bun, ca la țară, da? Gara ce fere pe o benzină asta. Asta e benzineria lor? Tată, eu n-am instalat GPL, dar se simte că aici vin. Asta e benzinărie. E. Știi cum e? La noi scuzele sunt predominante. Hai să vedem. Mergem un pic. Ce voi, cafea? Da, dar nu mult să dăm vacă. Da. Nu, nu asta, da. La ăștia cred că noutatea e cola, n-au ajuns până la cafea, știi? Nu, mă, ce-i? Au. Au. Ah, ok. Literally, benzineria este o căsuță. Da. Hai, eventual. Avem o cafenea vis-a-vis de primărie. Am și primit recomandări legate de acea cafenea. Poate mergem pe acolo. Hai să vedem ce-i pe aici. Decidem după aia. La nivel de semi, pub, restaurant. Ceva de genul, ai trecut pe lângă ea, nu mai era. Cred că e 5 într-unul at this point, știi? Ba, arată foarte bine pentru Târnava. O să vezi. Adică nu vreau să subestimez Târnava acum, să nu mă înțelegeți greșit. Te referi la barul ăla pe lângă care am trecut? E fix vis-a-vis de primărie. Ok. Deci da. Noi ce căutăm aici? Încerc să-mi dau seama încotro este primăria, pentru că mentalul meu de... În dreapta, am trecut pe lângă ea. Nu e asta, cum se ajunge? Pentru că în momentul de față sunt memorie de goldfish. E groapă, groapă, groapă. Atenție, murim. Sau mai bine... Am stricat șoferul. Da. Cam așa fac neuroni. Tung, 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 neuroni în cap. S-a stricat șoferul. Cred că trebuie să ne dăm refill un pic, să ne repetim după drumul ăsta. Ia, hai totuși să ne vedem, că asta mi se pare o chestie interesantă pentru un ochi. Pentru un ochi care vine pentru prima oară în Târnava, la nivel de mapă, că tot omul folosește Google Maps-ul. Ia să vedem ce avem available. Deci, Euro Product, MN, Temar, Elite, suntem în România? Am înțeles. Deci, materiale de construcții. Am înțeles. Păi da, că voiam să mă spăl cu ceva între dinți. Adică... Crede-mă, frate, n-ai ce materiale de construcții. Le-am luat eu sub aripa. Sub aripa la ce drum. Ar trebui să le luăm, să mergem să facem drumul. Bine, nu-i treaba noastră. Biserica Pentecostală Speranța Târnava. Deci acolo este Speranța din Târnava. Întotdeauna. Din asta, să zic, ABC style, Maria, care e temporary close, pentru că de ce n-ar fi? Probabil s-a închis în pandemie. Da, care e lângă Poliția Târnova. Așa. Pabinte... Ce? Pombeți rog. Citește, te rog, asta. Nu, numai o secundă, ca să înțelegeți ce frumoase sunt denumiri românești. Citește asta cu vocetare. Și să-l fac și mai mare, să vezi. Am intermed, base, SRL. Așa. Farmacie. Da. Ocolul Silvic Zărandu. Da. A, da, uite, ai dreptate. Primăria Târnova și fix în față este Nacrom. Okay. Deci, specific într-un novean al denumirilor de aici sunt... Perfecte. Top rated
Ceasul Târnova, ok. Pia. Ah, e un bar fix lângă. Fix lângă primărie, în buza primăriei există un bar. Păi da. De la cred că ți-am zis eu. I like it. Casa de cultură Târnova, nice, care așa. E temporar close. Terenul de fotbal, doamne ajută că la n-are cum să nu fie deschis. Ai știi? La ce oraș e? Cum drag? De unde bani ca să faci stadion închis? Teren de fotbal închis? Din nou trăiește rob. Adevărat. În România se inaugurează chestii care nici măcar nu există. De ce? Mm-hmm. De, adică despre ce vorbim? Hai, mergem la barul de lângă primărie. Bem și o cafe. Restaurantul la Ghiță. Acolo trebuie să mâncăm. Care e fix aici? Asta? Nu, nu. Nu, ăsta de în spate, galben, e restaurantul Ghiță. A, de este mai aici. Bun, da. Așa. Capela Târnova. Capela Târnova. Capela Târnova. A, nu, e... Da, Capela Târnova, da. Școala General Târnova, VIP Club. Avem club? Da, VIP Club. Târnova avem club. Avem Târnova Agrasrl, Scre... nu. Scraber Agrar SRL, așa. Deci VIP Club, bun. Așa. Da, Summer House. Ok. Deci avem câteva chestii. Ok. Summer House. Nu cred că se vede. Dacă se vede, e da, ok. Băi, nevastă, dar multe miște. What is that? Ok. Decidem ce vrem să facem și mă luăm după aia cu noi. Hai că am ajuns în față. Spuneți ideea, că ai început ideea. Feciora Maria. Știi, cu din aia de desert song. Scuze. Așa, fain, frumos în soare. Finally, prei cârma. Da, cârma, da, cârma asta cine o prea condus-o până acum în toate în toată negura stradală. Mă, până la urmă e... Ziceam e... că primăria arată mai bine decât... Da, primăria arată mai bine decât absolut orice, numai problema e mentalul din spate, știi? Ok, reprezentantul unei populații, al unui grup, e bine să fie the shown one, mm-hmm. știi? Put together and all, dar mie mi se pare că e mult mai respectabil la nivel mental de om comun. De comună, de acord, da. Mamă, dar fi faină din aia de să iau o decizie la nivel de comună, de acord, da. Uh-huh. Fi mult mai fain ca reprezentantul să fie ăla care arată cel mai rău și toate din jurul lui să fie cele pozitive și uh-huh. urcate în slav și poziționate ca lumea. Nu, numai ca idee, frumusețe de gard. Da, o tentativă acolo, e ceva. Exact. Până la urmă, na, să o să ne arătăm primăria, oricum, imediat. Oricum, la nivel de comună mă gândesc că mentalul e de... lumea se strânge în primărie, nu? No, I guess. Ce se face într-o primărie? Primărește! Nu știu, întreabă-l pe Cani Vibarți. Na, o chestie sfatul poporului or something, știi? Nu știu. Da și nu, depinde, oamenii pot să vină la consiliile locale când se iau decizii pentru ei, cum ar veni, la voturi. Păi aia zic, noi comune, de acord. Exact. Da, e frumos, dar era plăcut să văd pe dos odată în viața mea. Da, el e dezamăgit că arată mai bine primăria decât restul. Nu dezamăgit, sunt cu crezul faptului că se poate și mai bine. Corect. Hai să vedem și cum arată primăria, o să mergem să bem o cafeluță. Așa fain, frumos, acolo. În localul de vis-a-vis de primărie. Pe aici de fapt e sfatul, știi? Exact. Aici consilierea, știi? Actele în clădirea făcută frumos, drept, nu știu ce, iar consilierea și bufă. În partea alaltă. Mm-hmm. Și revenim. Let's go.
A few moments later. Ne-am luat-o la pas. Ce? Nu, ziceam unde e aptivul și unde, de unde caută preluare forță de muncă. Da, sunt ceva panouri și publicitare. Ce mi se pare interesant? E că și noi facem cum face America cu Mexi? Mexicanii? Nu. Nu, este o mașină de... Cred că fostă pompier cu numele, numărul de fapt, la mașină Uțu. Maghiros deuț? Deuț? Da, încearcă să fii serios, mai cum? Uite, într-o dimineață dacă aș ieși în iar, bine. Aici avem un parculeț. Mamă, corculoi, tu nu vezi cât e? A, nu, că e buză în buză cu terenul de fotbal. E terenul de fotbal. Despre care am citit puțin. A, uite, uite unde se strânge galeria. Oh, în spate, logic. No comment. Da, deci parcul se combină cu terenul de fotbal. Bine, e îngrădit. Ce? Să mă rog, ai făcut planul de AI. Gândește-te un pic. Dă... Așa. Nu, nu sunt cu fotbalul. Dă, dă Ronaldo, Ronaldo cu... Care Ronaldo? Care Ronaldo? Da, Ronaldo dă... Că tăți au câte ori, nu? Da, imaginează, știi? Mami, hai să mergem și noi să ne dăm în hintă, nu puteam că e meci. Tu-ți dai seama să-ți vină o minge în cap. Păi nu, ăla e deja dat la țintă, e testat aim. Dar stai mă că e deschis. Încă. Ba, acum? Gade. Yay! Bă, că-i drăguț. Cu excepția faptului că pe jos. Ce faci? A, cât de mare gardul. Nu, vreau un pic să vezi lacăt adevărat, să ținem, ținem chestiile la care ținem secure. Ah, ok. Pe principiu, dai, dai un gard, să vadă oamenii că stai aici. Da. Nu, nu rău. Nu, nu rău, mi se pare un pic cam stupidă ideea de a fi fix în buzunul. Teren de fotbal, chiar asta. Probabil, se... nu știu, spații, ceva de genul, dacă au. Da, mă, pe tu îți dai seama. Nu, cum așa, cum... Dar astea sunt noi. Par cât de cât noi. La cum arată gen, știi? Da, da, nu, 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 noi, noi, zici că... Bogdan, hopin! Da, sigur, direct cu fum. Deci ne uităm așa, zici că ești reporter pentru Cernobâl. Nu, nu, că încă radiază aici, știi? Artiștii. Ești de-a spurcei sau? Nu, întrebare, astea ce sunt? Sunt... cum se numesc astea? Ce? Urechi? Doamne. Astea, mă, de la păr. Perciuni? Așa, zici că sunt... Dă-s aproape noi. Pe aia zic, cred că investiția a fost făcută recent. Relativ recent, la cât de repede s-o umplu gunoi, dar... Eu nu înțeleg o chestie. Și bun. Până la urmă, Târnova. Mai jos ca să mă uit în ochii tăi să fie. Da. Până la urmă, Târnova este o mare intersecție între mai multe chestii mici, right? Basically, am observat chestia asta. Dar nu e o zonă care se chinuie cu terenul. Că nu înțeleg de ce teren de fotbal în buză cu ăsta de copii, în buză cu... Uite-te, imaginează să locuiești aici. Bine, în facere. Da, nu știu, dar think about it. Poate casa antrenorului. Ar fi ceva. Da, numai o să audă galerie înainte să se dea gol aici, știi? Hai să continuăm. În tribuna? Ia, ce? Mă, scos. Ce-a fost asta? Nu știu. Da, se vede. Da, tribuna nu e. Asta e din aia de... Zici că sunt... Bine, adevăr, nu, acum, sincer. Tu știi ce echipă joacă în Târnova? Ți-ai explicat acum asta. Adică, sunt atât de multe, adică...
Nu mi-ajunge timp să enumerez doar pe un an. Da, ce cu pământul ăsta în spate? Stai, eu asta e reacția pe când dă gol adversar, știi? Da. Again. Chernobyl. Hai. Hai să vedem. Stai, chiar. Sincer, mai bine era asta acolo. Sincer. Think da, about nu it. Știu. Nu știu despre ce e vorba. Nu știu ce a vrut omul să facă. Transportam elevi. Are you sure about that? Mamă, dar stai puțin că transportul elevi a fost șifonat bine. Da. Gen, foarte bine. Da. Ceva ce îți sună familiar? Ok. Da, când am zis alege copacul, lasă-mă, cadă eu. Ok, sper că nu s-a întâmplat nimic prea grav cu asta. But that's weird. Badunț. Sper că nu s-a întâmplat nimic rău cu asta. Nu, eu scăpam moneda, s-a plecat după ea. Adică, da, dar s-a dus puțin. Nu, acel mai moment rău. Când, da, acel moment când pui benzină în motor de motorină, da, e... Da, încă a rămas să... În interior sunt bucăți de... Ce sunt cioburi, sunt... Da! Am zis, fii atent că... nu. Ce? Da. Bă, cu drumuri ca astea. Probabil drumul o fi fost și de vină. Bine, nu ne dăm noi cu presupusul, dar da. Transport elevi. De ce vor încă sta? Bine, nu e de parcă aici să mai faci că mare lucru, dar totuși. Stai un pic. Uite acolo. Uite aici, am un parchez BMW. X. X. Exact asta am vrut să intrăm. Ți-am zis că e mai mult ca sigur am abandonat chestia asta? Da, ai cu aia? Că eu, da, ce mine-mi pierdut. Nu, că astăzi dă lemn, lasă, nu. Da, e lemn, ca șurcan, da, da? Nu, deci nu, cu 200 de kg pe care le-ai și 500 de tone pe care le-am găsit. Să vedem. Cum ar fi să aflăm că e proprietate privată și noi tocmai am intrat în casa, nu eu? Newsflash! Hai că continuăm să o luăm la pas. Lupte seculare, de asta scrie pe clădirea respectivă că cică e de vânzare. Deci aveți numărul acolo. Dacă vreți să achiziționați ceea ce tocmai ați văzut... MTV Crib style. Dacă aveți... ciudate cu viața voastră și vă să achiziționați această casă. Pe am căscări de muzare și uite cum are mare, mare. La, structura e nice, poziționarea e questionable, dar... Da. E efectiv mentalul ăla de dai într-o gata ca să fac din tine, știi? Da, mergem spre primărie. Pentru că mi se pare contrastul foarte interesant. Între ce e aici, sat, comună de fapt. Și ce să vedeți la primărie? Da, contrastul.
Mergem în fața mea, casa pe cărbă. Șantierul. Și uite, transportul încă un internova. Asta. Denumire A. Reabilitare, modernizare, după care caminul cultural din... Asta e caminul ăla cultural care a fost închis. Termenul de execuție a locatorului prevăzut în altă... Data finalizării construcției... 6 noiembrie, mai ești nebun. 2019 atunci a început și finalizarea ar trebui să fie în 2021, 17 decembrie. Și este închis. Și-a întâlnit în lucru. A fost. Se panomofu. Uite, mă, ce se avântă Târnava. I can die a happy man. Da, interesant. O să vă destul de mișto de fapt, o să dai zoom. Zici că e pasta, dar mă uiți, mă rog. Da, mă văd eu pe mine. Bună ziua! Nu, suntem într-o documentare. Filmăm un vlog să vedem cum arată Târnova din punctul de vedere a unor turiști. Wow. De ce? Nu m-am gândit că vă interesează ceva de... Ce, să cumpărăm clădirea? Primărie, nu... Păi da, dar chiar, dar ce s-a întâmplat? Cu primăria? Nu, cu clădirea. Că în 2021 ar trebui să fie gata. Da, știți care e deaua, să fii sănătos. Problema este că... CNI-ul și n-or prevăzut anumită. Deci n-au avut... Și, da, ei au semnat, ISU au semnat în 2018, iar acum... Deci vorba de autorizațiile de la ISU. Acum s-a deschis sala de sport și asta urmează să se deschidă în două luni. A, deci se deschide centru. Se deschide în cel puțin două luni. Ce? Mai avem două uși. A, mai sunt două. Uite ce e. Muzeul etnografic. Hai să vedem dacă e deschis. Pate. Așa. Îmi place ce întuneric e aici. Nu prea e deschis. Nu vezi praful după ușa, dar că... A! Gen. Da, nu cred că e cineva acolo. Asta e camera de tutor.
etnografică. Atenție la picioare. Hei, not yet. Not today. Another nag. Se pare că nu funcționează. Nu, să că nu mă zic la tine. Arăneag. Așa. Da, mie-mi place. E foarte interesant că e un bec a prins acolo. Acolo în față este intrarea închisă, dar la modul... închisă la modul sărăcie, cu piatră jos. Piatră în ușă. Efectiv, acolo e o piatră în ușă și n-ai voie să intri. Pe părțile secundare, nici atât. Pare că avem o biserică drăguță pe aici. Închisă pentru că tot și este închisă mereu. Mai multe prin strecători pe cătări. Da, și în rest, ceva părculeț. Da, nu știu, teoretic arăta în orar că ar trebui să fie deschis până la 8 și se pare că nu e deschis de fel. Na, hai. De post-traumatical stress disorder, horror style, Chainsaw Man, că doar cu aia aș poate pili punghile de la picioare. Hai să le facem pe timpul zilei. Dar n-am știut că o să... Bun. Keep going, I guess. Keep going. Hai să vedem unde tot ce e în drum. Keep going, până mai e mașină întreagă, adică nu... Well, am ajuns. Dar totuși nu cred că am făcut ce zice acolo, sunt de curând, înseamnă că cineva stă. E liber, la liberul arbitru aici? I guess. Nu mi s-a zis nimic, ar fi închis sau ceva. Dar scurea să ce aici. Teoretic pe Maps asta arată ca fiind centrul de... centrul turistic. Deși... mi-am dorit să fie alăgat cu un șadmin. I don't think it's the case, I hope. Aha. Mine e ceva mașină parcată. Gândește-te un pic, să ai toamnă la mine. Ursul! Da, am o băgă impulsă de nu. We're not right. Da, are ce să facem. Ah, bună seara! Întrebare! Sculpturile care sunt aici. Nu cred că rămânem noi pe jos, ah. Deși drumul... Am necat intocat. Da, ca să înțeleagă și cei care se uită, dacă... A, se mai uită cineva? Stai. Așa. Grozav. Așa. Nu, nu, că asta e mașină italiană, se face totul pe dosenie, știi? Am decis să menim până la Căsoaia, chit că e în mijlocul, bine, nu e în mijlocul nopții, e ora 6, numai se întunecă foarte repede acum. Pe lângă cele două mari lovituri ale scutului mașinii. Bă, sunt dac, dă-mă naiba, de scut, lup, lupt, lacrimi, uieră, sentimente, cascut, cascut. Asigurările sunt scumpe, 2023. E gravă puțin situația și am dat de un domn, aparent unde Maps-ul ne-a arătat că este centrul turistic, de aici aparent era proprietate privată.
Și Bogdan, pe Bogdan l-am mâncat, să zică, bă, nu, adevărul e că mi-era dor să fiu alergat cu un shotgun și după aia, după aia urlă un domn. Urlă un domn, echivalentul de... Run, baby, run! Dar domnul chiar a fost foarte de treabă și ne-a și zis teoretic unde sunt sculptorile. Dar da, a fost interesant, domnul chiar ne-a spus că ne citește critica rad. Și a început să spună greu, avantajul nostru că suntem online și nu pe hârtie. Și spunea domnul respectiv că trebuie făcut ceva cu drumurile astea, că na, astea. Deci dacă erau drumurile, ok, cred că toată ziua asta ar fi fost de 100 de ori mai bună. Și cred că asta e una din concluziile noastre pentru tot drumul. Ale tale cu siguranță. Oh, da. Și anume, de ce să nu vrei să vizitezi România, că rămâi în ea? Da, atenție. Ca să înțelegeți cu ce ne confruntăm, este drum forestier. Acum era normal și clar să fie, să nu fie chiar superb. Dar nici în halul ăsta. Deci cam cum am venit. Nu, că era mai... Acolo măcar gropile erau constante, aici sunt denivelări. Nu, știi cum e drumul ăsta? Foarte simplu. A. Iubitule, crezi că e mai drăguță decât mine? Asta e! Deci ăsta e tot drumul! Adică nu știi să răspund. Adică, god damn, și pe stânga e groapă și pe dreapta e groapă. Vorba aia... Crater. Vorba aia... Care cuțit îl vrei în tine? Ăla mic sau ăla mare, știi? Bun, hai să facem aici. Mai ai și alegeri? Sperăm. Cam asta e speranța română. Aici teoretic o hartă. Oh, drum bun. Și drum relativ bun acum. Hai să ne exagerăm. Dacă Bogdan a ajuns să zic că drumul ăsta e lung. Nu, știi ce am învățat din experiența asta? Așa. Trebuie să fiu mult mai grateful. Știi, pe chestiile mici, chestiile bază, chestiile de bun simț, că de cele mai multe ori nu se regăsesc. Știi? Mhm. Deci da, concluzia zilei. Din partea lui Bogdan. Da, am ajuns undeva, dar nici nu știu unde, nici nu știu ce. What are we doing? Ce facem? Băi, să vedem. Acum suntem, deci asta e pensiunea Carmelia, iar asta este tabăra Căsoaia. Un pic mai în față. Da. E interesant. Tu repeți. Bine, în același timp... Doi asta. În același timp, dacă trebuia să venim cu trenul până la Târnova și să ajungem până aici, crezi că puteam? Dar de aici am plecat! Exact. Eu ți-am... Povestea vieții mele. Ți-am zis că e... Să mă dau jos. Nu, ți-am zis din prima. Asta este tabăra Căsoaia. Numai pe celălalt braț... Așa, parcul sculptura Căsoaia. Și tu ce ai zis? Păi mergem acolo, nu? Hai să vedem dacă e cineva aici, dacă e deschis, de fapt. Da, dacă să te aștept. Bărăbă. Verificăm. Și dacă nu este deschis, poate găsim niște, nu știu, da, nu cred că... Nope. Cred că asta nu înseamnă deschis. Este... Uite, că mi s-a părut ca ceva. Este prins. Why? Ok, actually mi-e un pic fricuță. Dar teoretic aici ar trebui să fie. Și scrie un pic mai în față. Bine ați venit. Dar accesul cred că e limitat. Accesul interzis persoanele neautorizate și accesul cu animale. So, I guess... Da, oricum este târziu. Poate și asta e un motiv. Dar, da. Este... No shit. Mi-am dat seama de la accesul cu animale interzis. Și accesul persoanele cu excepția persoanelor este... Deși sunt oameni acolo.
Că dacă se vede acolo că sunt... Da, dar până la urmă, fiindcă bară... Ce faceți? Am venit să vizităm în miezul nopții. Corect, și asta... Bine, miezul nopții, cât e ceasul? E 6:30, da, efectiv, e miezul nopții. E întuneric, afară. Da, miezul... Da. Căși? Da, mergem către casă. O să vă punem câteva poze, cu siguranță să găsim online poze de la căsaia. Asta pentru că merită, știu că sunt niște lucruri foarte, foarte faine expuse pe aici. De ce să te mulțumești cu o căsuță când te poți bucura de căsoaia? Cum ți-a părut experiența așa, per total? Așa, în parcarea de în parcare, mult spus. Într-un singur cuvânt, groapă. Deci... Groapă, drum... Groapă, zonă, groapă, tot. Groapă în general? Orașul, comuna... Comuna Târnăva, cum ți s-a părut? Până la urmă e o intersecție de drumuri. E pe mentalul ăla. Pe mentalul ăla, dacă ar dispărea, s-ar opri ăștia panicați. Bă, dar nu mă opream undeva să anunțe, știi? Da. Deci, na... Deci, basically... Groapă. Groapă. Dacă ți s-ar mai oferi oportunitatea să vii pentru o relaxare, ai face? La căsoaia, cel puțin, da. Uh-huh. Chit că nu l-am... Nu pot să zic neapărat că am văzut că mă simt ca efectiv un... Ca ce? Oh, ca un... Ia preia mânerul. Da, ca un... Așa. Mă simt efectiv ca un... Nu, dar mi-am prins paltonul. Ai închis bine mașina? Da, am ușa. Doamne, ajută. Mă, în sine, da, aș veni, deși stăm la... și ne uităm la gardă, parcă suntem... de parcă suntem, să zic, animale străine, dar na. Da, așa, per total, experiența a fost... Da. Ok, uț. Un restaurant foarte bun, fix în fața primăriei. Da, vis-a-vis de primărie. Deci, shout out to that. Locul ăsta mi se pare foarte interesant, drumul mi se pare foarte bun până ajungem punctul ăsta. Da, dacă ești entuziasm, ești entuziasmat de chestiile horror, chainsaw man type thing, te invităm aici la 12 noaptea, când chiar nu mai ai niciun pic de lumină. Și stai efectiv printre... cu mașina pe un drum foarte dubios, cu alte cuvinte, dacă nu ești 4x4, nu ai ce căuta aici, frăcioare, fugi, baftă, Charlie. Printre niște case renascentiste. Ok. Very old school. Am înțeles. Da, de parcă join a cult, știi? Ah, ok, te referi la ce am văzut pe drum aici. Da, o din aia de ai venit întreg și dimineața te vezi în două punși separate. Ce părere ai despre clădirea primăriei? Clădirea. Da. Zi. E ca absolut tot ce se face în țara asta. E de formă. Arată bine în exterior, dar în interior e veche. E... Na. Scârțea parchetul sub noi. Scârțea parchetul de sub noi și... Și nu numai. Asta înainte să mâncăm, știi? Nu noi am fost de vină. Da, da. De data asta nu. Nu știu, e foarte... tipic, o chestie mică, îngustă, holuri mici, lemn vechi, din ăla shallow, ronțit de termitele care sunt la putere și... Ok, I didn't say it, you said. Și da, în sine... Sine a fost o experiență bună. Ah, da. Da, pot să zic că da, mi s-a părut interesant, numai și doar cei cu excepția căsaia, la fel. Da, deci la nivel de relax pare a fi un loc mișto căsaia, genul ăla de pleci la munte să fii departe de oraș, da. Da, și bă, știu că sunt și trasee, am trecut prin multe locuri unde se vedeau puncte de oprire în trasee, mai ales că e super multă pădure.
știu că sunt drumeții pe care poți să le faci aici și mai ales dacă sunteți iubitori de drumeții, nu o să facem asta la ora asta. De exact. Și pe niciun caz noi. Da. La nivel de dacă aveți 4 roți, 2 separate de celelalte, știi? Exact. Cu siguranță e o variantă bună, mai ales vara, că s-a știut-o pentru tabere. Oh, da, deci o răcoare aici am și pentru imaginez. Tabere și de nebunie, da, vin oamenii la căsoaia. Nu știu ce să mai zic. Cât despre primărie, aici o să... Dă-mi te rog. Aici am nevoie de un momento. Da, mi se pare că clădirea e efectiv... Ca să fac... Un moment, por favor. Pauză de țigară. Hold my beer. Hold my beer. Chestia e că... Mi se pare că clădirea primăriei este total contrastantă cu restul lucrurilor din jur. Yep. Asta ca și clădire. Și noi am trecut pe lângă centru cultural, cred, sau ceva de genul. Am și filmat și la un moment dat am fost opriți de către un domn care ne-a întrebat dacă pot să vă ajut cu ceva, aveți ceva treabă și așa. Nu, păi filmăm pentru la toată polologia. Și acel domn de fapt era soțul primăriței. Și domnul ne-a spus: numai bine, vă duc la primărie, că soția este la primărie. Și momentul în care am intrat și s-a menționat că suntem pentru a face această documentare, acest vlog. Pe lângă faptul că mi s-a părut că zici că fac chestia asta ca să o denigrez, acum o să spun perspectiva mea. Eu tot mai spusesem doamnei primar că vreau să promovez Târnova ca și comună. Și răspunsul a fost destul de ciudat din punctul meu de vedere, ca și cum tot mai am înjurat-o de mamă. Și a fost complicat, mai ales când am spus că sunt de la Critic Arad, moment în care și soțul parcă și-a regretat jumătate din viață, a trecut viața prin fața ochilor și eram gata, mi-o iau, în seara asta mi-o iau. Ideea e în felul următor: we don't mean any harm. În tot ce înseamnă vloguri, ideea este, și dacă s-a citit acea introducere, ideea vlogurilor este de a promova locurile din Arad. Dacă pe parcurs se găsesc probleme legate de drumuri, legate de diverse, cum a fost de exemplu acum, este pur și simplu o consecință naturală, pentru că e normal, în momentul în care descoperi un loc, descoperi și bunele și relele. Dar intenția noastră nu este negativă, ci din contra, să arătăm că și noi în Arad avem potențial turistic. Uitați acum la Căsoaia, cum am avut și la Macea, la Grădina Botanică. Ideea din spatele vlogurilor este pozitivă. Dacă oamenii țin să o interpreteze în alte feluri, cum am mai zis în trecut, noi cred că suntem responsabili pentru ceea ce facem, pentru ceea ce scriem și ceea ce vorbim, nu pentru ceea ce se înțelege. Deci, Târnova e așa, nu-i nici sud, nici thumbs up, nici thumbs down, e undeva la mijloc, având în vedere că la Căsoaia, într-o vară, cu siguranță vreau să vin. Așa că noi o să ne pornim pe drum înapoi. Vreau acasă. Chiar vreau acasă. Asta se simte ca chestia, vreau la mami! Ceva de genul, cu siguranță și Bogdan vrea acasă și mașina și mai rău vrea acasă. Da. Mașina își dorește să fie acasă atât de rău. Sunt hashback, scoate-mă de aici! Așa că o să-i dăm mașinii ceea ce își dorește și o să mergem acasă. Cred că asta a fost și concluzia noastră. Mai e ceva de adăugat? Bogdan? Cam asta. Cam asta. Așa că ne vedem la următoarea ediție. Următorul OAT. Încă decidem despre care, despre ce localitate sau comună sau sat va fi vorba, dar cu siguranță o să facem în stilul nostru, să descoperim lucrurile în stilul nostru, cu acela simț al umorului idiot, promite. Promit, look at my face. Și în același timp, cu aceea sinceritate, care dacă deranjează, asta e, până la urmă, na, life stuff. Obrazul gros, nici cu briciul nu se taie. You know, life stuff, get a helmet.
vezi groapa! Am luat-o! De ce ai luat-o? Cineva trebuia să o facă.